Încă o dată, bună ziua, stimați prieteni, la o ediție specială a analizelor economice. Această ediție nu am putut să o amânăm pentru săptămâna viitoare, deoarece este o situație chiar fără precedent în istoria noastră. Astăzi, pe panouri, veți vedea prețul la motorină 25,8 lei. În doar 10 zile, motorina în Republica Moldova s-a scumpit mai mult decât în ultimele 300 de zile. Deci timp de o an de zile motorina a crescut cu 5 lei și timp de 10 zile motorina, prețul la motorina a crescut cu tot 5 lei. Dar nu aceasta este cel mai grav. În Republica Moldova s-a întâmplat un fenomen care întoarce toată logica economică. Prețul în gros, procurările în volume mari, au ajuns să fie cu 4 lei mai scumpe decât prețul de la Pieco. Dacă la Pieco ieri motorina se vindea cu 25 de lei, atunci producătorilor agricoli îți propunea motorină cu 28 de lei, 50, 29 de lei. A fost necesar ca ieri să intervină Comisia de Situații Excepționale și să stopeze creșterea acestor prețurilor la motorina livrată producătorilor agricoli. De ce s-a întâmplat acest lucru și, în general, ce cu Republica Moldova? Cum este posibil ca motorina care se vinde în cantități mari să fie mai scumpă decât motorina care se vinde în cantități mici? Ori logica economică spune că prețurile în gros totdeauna trebuie să fie mai mici decât prețurile cu amănuntul. Deci lucrul acesta care a funcționat timp de 30 de ani de zile în Republica Moldova, uitați-vă că 3 zile, de fapt ieri seara, s-a rezolvat parțial s-a rezolvat prin comisia situații excepționale, a fost stopat acest dezmăț al petroliștilor și vreau să răspund la o întrebare. De fapt, ce s-a întâmplat în Republica Moldova? S-a întâmplat ceva sau nu s-a întâmplat ceva? Și cel mai important, care sunt măsurile necesare de luat pentru a stopa acest lucru? Această ediție s-a născut din simplu motiv că IDIS Viitorul din anul 2006 a creat o platformă se numește Agenda Națională de Business, unde asociațiile de business se întrunesc pentru a discuta subiectele cele mai importante. Și acum, timp de 3 zile, cu excepție zilele de astăzi, de 2 zile până acum, producătorii agricoli din sunau și ne spuneau, uitați-vă, eu nu pot procura motorină, eu am probleme, nu uităm că vin lucrările de primăvară și anume aici avem cel mai mare consum. Produsele petroliere în Republica Moldova, 70% constituie motorina, 30% este benzină. Atunci când vorbim, noi de regulă ne uităm la prețul la benzină, deoarece consumatorul casnic consumă benzină, însă producătorul agricol și transportatorii în cea mai mare parte consumă motorină și cel mai mare consum este primăvara, lucrările de primăvară și lucrările de toamnă. Deci noi în fiecare primăvară avem probleme cu motorina, dar ceea ce s-a întâmplat zilele acestea depășește orice limită. Dacă ați urmărit ceea ce a fost în România, timp de 2 zile exact când s-a început și la noi, în România a fost, după mine, un război hibrid și lucrul acesta deja serviciile speciale ale României îl investigează. În România a fost o situație fără precedent când a fost manipulată piața și timp de 4 ori prețul la motorină și la benzină nejustificat a ajuns la aproape 2,8 euro, cel mai mare preț care vă puteți imagina. Timp de câteva ori s-a scumpit în banii noștri undeva la nivel de 13-15 lei pe litru, s-a scumpit benzina și motorina. S-a demonstrat că de fapt a fost o manipulare grosolană și acum se vede dacă a fost pur și simplu sau dacă nu este un element al războiului hibrid. Ceea ce a fost în Republica Moldova, cred că serviciile speciale din Republica Moldova trebuie să investigheze acest caz. Noi vorbim doar de câteva companii care au făcut acest joc în Republica Moldova și întrebarea trebuie să fie de unde a apărut prețul de 29 de lei angro în condiția când Anreu a calculat foarte clar că motorina trebuie vândut cu 25 de lei, de unde au apărut la ei 28,5-29 de lei. Lucrul acesta, dacă nu răspundem la întrebări, noi vom fi șantajați mai departe. Ceea ce mi s-a creat mie impresia, că noi de fapt avem de-a facere cu o situație în care noi am tolerat monopolul pe piața produselor petroliere, noi am tolerat când de fapt avem doar 3 importatori, iar ceilalți importatori care sunt numiți importatori, de fapt sunt niște, ei procură prin companii intermediare și noi avem acum foarte puternic dezvoltat companiile intermediare piața produselor petroliere, care de fapt pun acest adaus comercial nejustificat și noi de fapt ne-am trezit în situația când am creat acest monopol, iar acest monopol în prezent reușește să șantajeze guvernul. Deci tot ce reușesc ei acum să facă, șantajeze guvernul și unii i-au luat exact la motorină. Gaz de chifiat care vine din Federația Rusă nu este problemă, trece prin zona de conflict, iar motorina care vine din România, uitați că este problemă. Și în momentul când a intervenit Comisia Specială, uităm că problema s-a epuizat.
cum a apărut problema dacă a fost necesar să intervină comisia și timp de 3 minute a dispărut problema. Și motorină este și prețul este normal. Dacă ne uităm atent, uitați-vă care este prețul de comercializare astăzi. Nu este cel mai grav prețul. Cel mai grav ceea ce este haosul care s-a instalat aici și noi am avut niște prețuri de vânzare în gro cu mult mai mari. Uitați-vă, avem 25,8 lei pentru motorină și astăzi am ajuns 27,8 lei pentru benzină. Dar aș vrea să mă întorc înapoi. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cum a fost posibil ca acest lucru să se întâmple și cum poate fi rezolvat? Sunt mai multe lucruri, noi sperăm foarte mult că săptămâna viitoare vom reuși să aducem agricultorii, să discutăm cu ei, dar noi riscăm, dacă nu va întreprinde acum guvernul și Comisia de Situații Excepționale, dacă nu va întreprinde trei măsuri importante, și acum le voi marca care sunt ele și pot fi întreprinse, dacă nu va fi întreprins acest lucru, atunci noi riscăm pentru prima dată în istoria noastră. Agricultorii să plătească pentru motorină un preț cu 1,5 lei mai mare decât îl aveau ei în mod obișnuit, piață. Eu nu spun că prețul la motorină trebuie să fie 3 lei cum a fost anul cândva, nu spun că trebuie să fie 15 lei cum a fost anul trecut. Dar noi, timp de 30 de ani, am avut o situație foarte clară. Prețul cu amănuntul la PECO era 1, iar prețul în gro pentru producătorii agricoli, pentru transportatori, era de regulă cu 1, 1,5 lei mai puțin. Dacă este astăzi motorina 25,8 lei, atunci agricultorul trebuie să cumpere cu 24,5 cu 25 de lei motorina. Deci asta este un lucru clar. Motorina pentru ei trebuie să fie mai ieftină decât este la PECO. Ori întotdeauna este, cine nu înțelege, cheltuielile de a fi vândută la PECO plângă transport și vânzarea în gro mai presupune întreținerea stației PECO, plata salariilor, oameni care vin, evident că benzina la PECO are niște costuri cu mult mai mari decât benzina în gro. În gro a venit mașina din România, ai dat-o producătorului, gata, s-o termina costurile tale. Cum este posibil, și aici vreau Consiliul de Concurență să ne răspundă la o întrebare simplă, cum este posibil ca benzina în gros să fie, sau motorina în gros să fie mai ieftină, mai scumpă decât motorina de la PECO? Oare nu cumva companiile, trei companii care operează pe piață, au făcut abuz de poziția lor dominantă pe piață și au impus un preț justificat? Acum în România se discută la modul serios să fie aplicată amendă fiscală tot profitul nejustificat care l-a obținut companiile PECO în condiția de haos care a existat în România acum 3 zile în urmă și care s-a creat în Republica Moldova exact 3 zile în urmă, toate venituri nejustificate să fie date în bugetul de stat. Deja s-a ajuns că multe companii s-au speriat de această pedeapsă, îi sună pe consumator și le spune că vă întoarcem înapoi banii care vă i-am luat nejustificat din simplu motiv că nu vrem să intrăm în probleme cu statul. De ce s-a ajuns la Republica Moldova la această situație? Din ce cauză Republica Moldova s-a ajuns la aceasta și ce trebuie de făcut? Primul lucru și cel mai important și cel mai necesar, este necesar, cel puțin în perioada de criză, de reglementat prețul în gro. Orice avem noi în Republica Moldova. Am creat o struță, o cămilă, am liberalizat, dar n-am liberalizat piața. Pe de o parte, păstrăm reglementarea la prețurile de la panou, cumva chipul să ajutăm cetățeanul. Pe de altă parte am spus că dacă ai benzină de marca ta poți să o vinzi cum vrei, prețul în gro poți să-l pui care vrei și s-a ajuns la un paradox. Prețul în gro a ajuns să fie mai mare decât prețul cu amănuntul. Aceasta înseamnă că jumătățile de măsură pe care noi le-am făcut, de fapt a stimulat și a încurajat monopoliștii, iar ei, în cel mai critic moment, ne-au trăsnit drept în moalele capului și ne-au arătat că, de fapt, toată legislația care a fost făcută special pentru ei. Tot ce avem necesar în perioada aceasta de criză, să fie înapoi reglementat prețul în gro. Ori, prețul în gro trebuie să includă prețul care este în prezent reglementat de către Andrei cu amănuntul de la PECO minus cheltuielile gestiunii și de vânzare în stațiile PECO. Ceea ce înseamnă undeva 1,35 lei mai puțin. Deci nu poate prețul în gro să fie așa cum este prețul cu amănuntul, așa cum a decis ieri Comisia de Situație Excepțională. Eu înțeleg ce a făcut Comisia. În condiția când ăștia te șantajează și prețul la benzinărie era 25 de lei motorina, iar în gro se vinde cu 29 de lei, ce face Comisia de Situație Excepțională, ce obține, trage de urechi și spune n-aveți voie să veniți mai scump decât cu 25.
5. Dar de ce el trebuie să vândă prețul angro la același preț care se vinde la PECO? Deci primul lucru care e necesar în regim de urgență, astăzi ANRE-ul să aprobe deja metodologia prin care din prețul pe care l-a afișat ei la panou să fie redus cheltuielile de întreținere a PECO, astfel ca prețul angro să fie cel puțin cu o leu mai puțin. Să nu uităm că se încep lucrările de primăvară și agricultorii noștri au dreptul la motorină la un preț corect. Încă o dată repet, eu nu sunt pentru aceea ca prețul să fie luat din cosmos. Să înțelegem că în prezent există o situație dificilă pe piața internațională. Înțelegem că prețul la produse petroliere s-a scumpit și riscă să mai scumpească. Toate lucrurile acestea le înțelegem, noi doar vorbim că avem o injustiție când s-a ajuns la un fenomen fără precedent în istoria omenirii, unde prețurile angro sunt mai mari decât prețurile cu amănuntul. Și doi, avem nevoie ca să fie... condiții egale pentru toți. Ce înseamnă lucrul acesta? Deci noi nu trebuie să avem pe unii au voie spui ce prețuri vor, pe alții nu. Deci dacă noi vorbim că reglementăm, reglementăm tot. Dacă nu reglementăm, nu reglementăm nimic. Deci, încă o dată, repet, asta înseamnă inclusiv să revizuim tot ce înseamnă că prețurile acestea de produsele de brand pot fi care vor ele. Deci toate lucrurile acestea, dacă nu facem ordine, pur și simplu companiile petroliere ne vor scoate dinții și ne vor arăta dinții întotdeauna când se vor întâmpla o situație dificilă. Și următoare. Foarte puțin lucrul acesta nu se discută, dar în realitate, în prezent, în Republica Moldova, doar 3 companii real procură de la producătorii din România. În rest, procură prin intermediari și dacă ați văzut majorarea de prețuri, trebuie să știți că prețul angro care este în Republica Moldova este mai mare ca în România, este mai mare ca în Georgia, este mai mare ca în Ucraina, unde în prezent este situație de război. Deci, în prezent, cea mai plăcută piață pentru marile companii este Republica Moldova. Deci, nu e normal ca în Republica Moldova noi am creat un sistem prin care, real, nu vorbim după lege, dar real, nimeni nu poate face achiziții directe. Din ce cauză? Uitați-vă ultimul grafic care sper că acum îl arătați pe ecran. A fost o lege înregistrată în Parlament, un deputat din Republica Moldova a înregistrat o lege în Parlament prin care dorea să demonopolizeze, să distruge tot ce înseamnă imposibilitatea agenților economici din Republica Moldova, companiilor din Republica Moldova care lucrează piața petrolieră, să poată procura direct la producătorii din România. În felul acesta să creăm concurență reală. Legea aceasta a fost înregistrată în Parlament numai când s-a votat. Toate aceste articole au fost scoase. Nu mai discutăm astăzi ce au fost scoase aceste articole, nu mai examinăm cine și cum a făcut acest lucru. Oameni buni, luați această lege. Domnul deputat Radu Marian, el a înregistrat această lege, a organizat audieri publice. Luați această lege, votați-o înapoi și explic din ce cauză. Noi în prezent, mai ales în situația de criză, după mine este o crimă economică să dai voie la intermediari să lucreze și dacă vă uitați foarte atent, tot prețul care s-a ajuns la 29 de lei, de fapt este format nu de la producători din România, dar este format de la intermediari care lucrează piața noastră. Deci noi trebuie să asigurăm că orice companie din Republica Moldova să poată face procurări directe de România. În acest moment, acest lucru nu se întâmplă. Acest lucru nu se întâmplă, deci avem intermediari și avem prețuri ridicate. Deci tot ce avem de rezolvat la ziua de astăzi este următorul lucru. Consiliul Concurenței să vadă ce s-a întâmplat în aceste două zile. Este legea care permite să aplici penalități. Dacă noi nu vom aplica penalități, atunci vom trezi încă o dată, de două, de trei ori, când vom avea astfel de abuzuri pe piață. Și uitați-vă, foarte simplu, unde? A dispărut motorina. Tot a început a crea un ajutaj artificial. Serviciul nostru de informații de securitate nu vrea să afle ce s-a întâmplat cu acest ajutaj artificial care a apărut în Republica Moldova. Cine a gestionat acest lucru că s-a băgat motorină cu 29 de lei litru? Nu vrea să afle ce s-a întâmplat. Ori în Republica Moldova în situație când noi suntem într-așa o dificultate. Cum a fost posibil să fie manipulată piața și intervenția autorităților în 5 minute a rezolvat lucrul? Nu aveți întrebări? Eu cel puțin am întrebări. Și două lucruri importante. Cel puțin pe perioada de criză avem nevoie reglementarea prețului angro. Fără acest lucru, abuzurile sunt și vor continua. Și doi, este proiectul de lege care îl vedeți în fața dumneavoastră, care din păcate nu s-a transformat în lege, au fost exclus aceste lucruri în lectura a doua și nu a mai fost votată. De ce nu s-a votat? Eu vă spun, în favoarea la câteva companii, dar acum uităm de acest lucru. Noi avem nevoie să permitem ca orice companie din Republica Moldova să poată cumpăra direct de la producători pentru a exclude intermediarii
și pentru a exclude speculația, cel puțin în această perioadă de criză. Lucrul acesta, dacă nu îl vom face, producătorii noștri agricoli riscă în acest an. Și așa la ei chimicale s-au scumpit enorm. Produsă, uitați, motorina, anul trecut era 14-15 lei la lucrările de primăvară. Acum este 25-8, au ajuns 29 de lei. Deci noi trebuie, în această situație dificilă, toți discută să reducem tăvanul și să facem. Tăvanul, dacă reduci, dacă reduci accizile, asta lovește în bugetul de stat. Eu cred că statul, acum, după cum ieri a intervenit Comisia de Situație Excepțională în regim de urgență, și a stopat această creștere de prețuri, acum trebuie să intervină exact atât de urgent și să introducă reglementarea prețurilor în gro și anularea tuturor impedimentelor care nu permit companiilor din Republica Moldova să procure direct la producător și din cauza aceasta avem intermediari care beneficiază de situația de dificil în care ne aflăm și au supraprofituri nejustificate care trebuie urmărite. Două măsuri importante. Încă o dată repet. Reglementarea prețurilor în gro și lichidarea tuturor impedimentelor care nu permit astăzi ca companiile moldovenești să procure direct la producător. Fără aceste două măsuri implementate astăzi, noi riscăm să ducem de-a dura toate lucrările de primăvară pe care agricultorii noștri și așa sunt în dificultate să realizeze. Vă mulțumesc și sper foarte mult că acest lucru va fi luat în considerație de către autorități, iar noi zilele următoare dorim să ne întâlnim cu agricultorii ca să explicăm că problemele lor au o soluție, problemele lor pot fi rezolvate și problemele lor cel mai probabil vor fi rezolvate de către autorități, cel puțin ieri au dat dovadă că atunci când se dorește se poate de intervenit destul de bine și se poate de stopat acest dizmăț care două zile a avut loc în Republica Moldova, parcă am copiat ca la Indigo România. Vă mulțumesc și până data viitoare!